uite, bă, frate, cum aleargă fetele când au auzit a Smiley, mai înțeles? Așa trebuie să fac și eu, să fiu un viitorul Smiley. Așa trebuie să fac și eu. Și să alerge fetele și atâta să... Cântă Madalin! Ia, hai să cântăm cu el! Așa vreau și eu, da. Ce faceți, mă? Băi, stai că eu te întrebam pe tine. Ce faceți, mă? Bine, facem bine. Am ajuns și noi astăzi la Constanța. Azi noapte am fost toată noaptea pe drum, pentru că am avut un concert la Oradea. Am fost la București la ora 5. M-a luat Gami la 6.45. Am ajuns aici, am dormit aproape până acum și am venit aici. Tot cu Five Gang, mă, faceți concerte? Da, n-ai da. Zis că gata, că m-am întâlnit și cu Shelly și l-am întrebat. Zic, bă, cu janta aia, ce ți s-a întâmplat atunci? Ați fost la Bacău, a zis că nu mai reuniți Five Gang-ul. Ce s-a întâmplat, mă, cu Five Gang-ul? Deci noi am spus că vom presta ultimul concert Five Gang făcut de noi. Acum că mai sunt cereri, le vom face. Normal, mi se pare corect. Până la urmă, de ce să nu onorezi? Că publicul este cel care te-a făcut mare și tu, în continuare, trebuie să-l satisfaci. Băi, Madeline, zici și mie, tu ai venit cu Gagica la festival. Nu da. E, mă, pierdere dacă vii cu Gagica la festival între atâtea femei frumoase. Nu, nu mi se pare. Nu, chiar e bine. Mai ales că tu ești și artist, ai și voce, șmecher, ai și... Na. Așa s-aude când intră un artist adevărat pe scenă. Da, da. Ce vrei să faci? Da, da. Mai puțin, mai puțin. Domnul Smiley, care are cam aceeași freză ca tine acum. Bun, ce vorbeam înainte? Ai venit cu Gagica la festival. Da, și nu-mi pare rău, ne înțelegem foarte bine, totul e bine. Și n-are o problemă când vin fetele la tine să facă poze, să de-astea? Acum nu știu dacă are o problemă, dar n-ar trebui să-și facă. Totuși, datoria mea să fac poză cu cine vrea să se pozeze cu mine. Acum sper că nu fac poză doar ca și cu maimuța la mare, dar na, okay. E ok. Tu ca artist, pentru ce artiști ai venit la Neversea? Aoleu. Sincer, am venit că au venit mulți prieteni aici. Și o să aștept Don Diablo, Dimitri Vegas, Like Mike. Aș fi vrut ieri să-l prind pe Alesso. Alesso, da? A băgat frumos. A fost și cu artificii, cu piu, 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 piu. Uite, Alesso era un artist pentru care chiar voiam să ajung, că n-am avut cum. Îmi pare rău, dar aia e, îl prindem data viitoare. Aia e, el a venit, a prestat, tu ai fost, ai prestat pentru fanii tăi. Până la urmă, despre asta este vorba. Fiecare cu treaba lui, de la alt nivel. De ce faceți, acum, doamna Andreea? Sunteți ocupată pe telefoane? Sunt ocupată cu telefoanele, mă distrez. Am venit primul festival din viața mea. Am zis totul să nu mă prindă 40 de ani și eu să nu ajung la un festival. Mă simt ca un copil în parcul de distracții. Mi se pare absolut genial atmosfera. Ce reușesc oamenii ăștia să fac aici este incredibil. Sunt mega, mega happy că sunt aici, sincer. Da, tu ți mai aduci aminte cum era distracția înainte de copii, să zicem, înainte de a fi mămică? Oarecum, da, a fost într-o altă viață. Atunci, știi, era Bambu, ăla era cel mai pe val. Cine ajungea la Bambu era foarte șmecher. Așa, și la fel la mare era cu Caracea și mergeam și acolo. Eu oricum nu prea sunt un party people. Așa, dacă mă distrez o seară, după aia îmi ia aproape o săptămână să-mi revin. Asta am avut-o de când eram tânără și neliniștită. Dar tot îmi place mult de tot. Azi, de exemplu, ca să fiu acum fresh, am dormit toată ziua. Deci tu erai party breaker, gen, hai bă să mergem acum. Da, mamă, eu eram tot timpul, eram aia, mamă, ce somn îmi e. Că știi că se ieșea ceva, era o tâmpenie, se ieșea la 12 noaptea. Și de la 10 până la 12 mă lua somnul. Doamne, și ziceam, oare să mai ies, aș putea să stau în casă. După aia mă sunau prietenii, băi, haide, gata, vin să te iau. Oh, bine, ok. Da. Și ieșai până la urmă. Și ieșeam și mă distram și mă bucuram. Și cred că mă distrez cumva mai bine acum decât atunci. Că te distrezi mai matur și mai responsabil, cum ar trebui să facă toată lumea, de fapt. Exact. Transmitem și un mesaj aici, normal. Subliminal. Evident. De fapt nu e chiar subliminal, că l-am zis. E direct, da. Cum e? Mai glumim și noi. La festival cu sau fără copii? La festival, din punctul meu de vedere, fără copii, am văzut foarte multă lume cu copii și, de exemplu, eu aseară am fost la Paraziții și am văzut copii și îți mărturisesc că mi se pare un pic deplasat să pui copii de la o vârstă, nu
nu știu, 5, 6, 7, 10 ani să stea să asculte Paraziții, pentru că, ok, versurile lor sunt foarte mișto, trebuie să ai o vârstă ca să le înțelegi, dar pe lângă asta știi că au și foarte multe înjurături. Și atunci nu înțeleg cam ce educație le dăm copiilor, plus că îți mărturisesc. Eu, la vârsta mea, primul meu festival, mă super bucur că sunt aici. Dacă aduc copilul de la 10 ani la festival, la 20 de ce o să se mai bucure? Băi, Cezara, explică și mie cum se distrează generația tânără la Neversea, că eu sunt bătrână când eram mic, mă, de la 14 ani sunt bătrân pe interior. Ei, reprezentând generația Z, generația tânără, putem să vă zicem că noi ne distrăm pe Instagram. Adică, de cred că m-ai văzut, la VIP eram doar cu telefonul în mână, postăm, edităm, chestii de genul ăsta. Adică noi ne distrăm pe social media mai mult, să vadă toată lumea ce facem. Cam e și o problemă cu generația noastră la capitolul ăsta. Dar e o treabă de validare, e o treabă de, hei, uite, eu sunt la VIP, tu ești aici printre oamenii normali, la înghesuială, hai, zine, eu mi-am luat ținuta asta. E mai mult un show și un reflex pe care majoritatea l-avem, adică imediat, cum e un moment cool, în loc să te uiți la el, imediat scoți telefonul. Să-l vadă și prietenii tăi, să-l vadă și cei care nu te suportă, să-l vadă toată lumea, adică e sharing, să-l vadă mama, să-l vadă bunica, că acum toți suntem pe social. O ai pe bunică ta pe Instagram? Ambele bunici îmi dau comentariu și like la fiecare postare. Și dacă îți scriu frumoasa lui Mamaia, ștergi comentariu sau... Nu, le răspund și zic mulțumesc mult, Mamaie, te pup dulce. Te pup dulce. Jur. Pentru că eu de la tine am luat frumusețea, da, da, și toate chestia. No, aia! Zi-mă, Cezara, deci e o presiune sau nu e o presiune pentru cineva de vârsta ta care are atât de mulți urmăritori să iasă în mulțime, practic? Băi, este cea mai mare presiune, că trebuie să arăți 10 din 10, să te compori 10 din 10, să ai fi atent la ce zici, cu cine vorbești, cum arăți, ce postezi, adică e un stres constant, pentru noi nu mergem la un eveniment și ne distrăm, nu. Noi trebuie să fim atenți la fiecare lucru în parte. Deci, practic, și asta e o muncă. Ne ia vreo 5 ore să fim gata, mental și fizic. Da, e o muncă. Adică asta constantă. Cu postarea, tu ai aceeași poză de 200 de ori în telefon, doar că ții piciorul la câteva grade, exact, distanță. Mâna. E vorba de perfecțiune, Sabi, noi căutăm aici perfecțiunea. Pentru ce artiști ai venit la Neversea? Băi, am venit pentru... Steve Aoki vine? Eu nu știu. Jur, n-am venit pentru nimeni, am venit doar să mă distrez și să mă simt bine, nu m-am uitat la line-up. Îi aștept pe Marco, pe Iana Steca, dacă vine, Oscar, cine vine, nu știu cine vine. Doar că știi cum e, go with the flow. Asta e vibe-ul. Am înțeles, și pentru Taiga, nu? Eu plec la Taiga, eu de plec. Ce? Nu pot să-l văd, l-am mai văzut pe Taiga. Nu te impresionează. Merge așa, e ok, one time. Oricum ai băgat și pe YouTube piesele după ce ai ajuns acasă și... Asta zic, asta zic. Nu că pe 10 plecăm. Ți-ai găsit sufletul pereche la Neversea? Și cam asta a fost interviul, asta e, nu, da, avem o mică problemă aici la partea de suflet pereche, dar e ok, așteptăm. Ești pretențioasă tu, mă, Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, e fantastic. Băieții n-au curaj să vină să vorbească cu mine. Păi am avut. Tu nu ești în age range-ul meu. Dar tu ce age range ai? Age range? Ce? Doamne, iartă-mă, de age range. Range de vârstă. Și range dacă vârstă. Mă pui să mai pronunț asta de două ori, legat age range, o dată age range de două ori, mai prost de data asta, dar mi-a ieșit. Hai să zicem, un 20 plus acolo. Păi și am 25. Păi și eu nu, 25 nu e 20 plus. Sabine, noi avem o relație profesională aici, da? De prietenie. O să te chem la exclusivitate la noi, la nuntă. Aoleo, Doamne, bă, dar nu sunteți, mă, tineri așa pentru genul ăsta de eveniment? Păi băi, mai bine mai tânăr decât mai bătrân. Și așa am luat-o mai devreme cu orice în viață. Eu am plecat de acasă la 17 ani, băiatul meu. Și ai făcut istorie tot la vârsta aia, tânăr, tânăr de tot cum ar veni. Ce să fac? No, ok, doamna Ioana, dumneavoastră, ce părere aveți? Păi, în primul rând vreau să spun că sunt 4 ani de când am fost împreună la ultimul Neversea. Bine, noi suntem împreună de aproape 5 ani. Deci probabil că de-aia zice că nunta noastră e atât de apropiată, pentru că suntem împreună de foarte mulți ani. Bă, dar chiar, mă, cum e să ții o relație atât de mult timp în picioare, într-o epocă în care fiecare dintre voi are variante? Că hai să fim serioși, amândoi sunteți foarte cunoscuți și bănuiesc că aveți variante. Cum e, domnul Gami? Băi, mi-a
mai ușor decât lumea crede, tocmai de asta, știi? Adică la modul că, bă, e mai ușor să rezolv problema decât să o iei de la capăt. Da, și perioada aia cu ce culoare îți place, ce zodie ești, e complicat, e nașpa. Prima dată când te duci la ea, vă uitați la un film, n-ai laptop, n-ai Netflix, nu mai zic, nu mai zic. N-ai laptop, n-ai Netflix, era pe vremea ta, acum toată lumea are... Ce mi-a făcut, bă, nu se poate așa ceva. Zi, Ioana, hai, zi-mi răspunsul complex, că ăsta ai pus pe Caterin, că m-am prins, să-l știu de mult. Asta e situația. Ok, în primul rând am un sfat pentru toate fetele. Exact. Bine, niciodată, nicio fată din lume nu poate să aibă un bărbat mai bun ca al meu, pentru că Gami este cel mai bun bărbat din lume, dar... Ce frumos a zis, băi, ce frumos a zis, mă, mi se pare că, pe lângă faptul că este foarte important cum e personalitatea celuilalt, foarte mult contează și familia din care provin. Eu, de exemplu, cu mama lui suntem cele mai bune prietene și el cu părinții mei la fel. Deci e foarte important să fii prieten cu părinții celuilalt. Tatăl Ioanei, socră meu, că eu așa zic, socră meu. Cum ar veni, da, așa. Că urmează, da? Da. Suntem cei mai buni prieteni eu cu socră meu. Stați la un pahar de vin, la un șpriț, la un remi, la o asta. Vorbim mai multe dacă oprești camera. Că noi stăm, noi stăm. Okay, dar nu zic acum. Îți dai seama că și mama lui și părinții mei ne știu de când eram copii, adică ne-au văzut crescând unul lângă celălalt și cred că ne-am și influențat foarte mult unul pe cea de-aia, suntem și atât de potriviți unul pentru altul, pentru că semănăm foarte mult la personalitate. Bă, dar nu intervine, mă, gelozia? Când tu pleci la un concert și vin fetele alea și aruncă sutiene pe scenă, practic, Gami. Băi, la noi, uite, asta e și șmecheria, la noi nu există gelozie. Nu există. Păi dacă nu există dragoste, nu există gelozie, mă, frate. O minciună. O minciună, știam că spun o minciună, mi-a crescut... Nasul ca Pinocchio. Nasul, exact, da, da, da. La noi nu există gelozie, adică, uite, spre exemplu, la petreceri sau așa, la festival, la orice, eu plec cu băieții în mulțime, Ioana stă cu fetele, nu stau să-i scriu. Aoleu, ce faci? Nici ea nu-mi scrie, nici eu nu-i scriu. Păi că... nici nu merge netul. Nu e vorba de net, e vorba că avem încredere unul în altul și că nu ne punem problema de asta, adică nu există așa ceva la noi. Nu există. Îți dau un scris.